Aflată la prima ediție, Cupa Tomis la Taekwondo a atras foarte multe cluburi sportive din toate județele. Peste 500 de sportivi au fost în acest weekend la malul mării cu ocazia organizării în premieră în Constanța a Campionatului Național de Taekwondo. Cupa Tomis este destinată mai multor categorii de vârstă, copii juniori mici și cadeți și vine în completarea campionatului pentru juniori și seniori. Au fost 37 de cluburi înscrise. Asta înseamnă un număr impresionant de participanți, un număr la care nici noi nu ne-am așteptat, undeva în jur de 500 de sportivi. De competiția decurge foarte bine până astăzi. Sperăm să nu avem niciun incident, să avem parte de aceleași rezultate. Și cine știe, v-am spus de la început, țelul meu este să păstrăm cupa acasă. Maria a pierdut șirul titlurilor pe care le-a obținut în acest sport, însă cel mai mult se mândrește că este campioană balcanică la taekwondo. La fel de mult o bucură și faptul că tot mai mulți copii sunt atrași de acest sport și vor să facă performanță. Din păcate, mulți renunță, fie pentru că se dedică studiului, fie pentru că remunerația este foarte mică. Da, este foarte multă muncă, taekwondo nu este un sport deloc ușor, este foarte greu și necesită foarte mult antrenament și continuu. Dacă ne-am oprit, este foarte greu să revenim. Cum a fost meciul de astăzi, primul meci? Fiind primul meci din competiție, a fost puțin mai obositor, nici nu am apucat foarte bine să ne încălzim și, na, cade dimineață până ne mai urnim din drum. Dar sperăm pe parcursul acestei zi să ne revenim cu toții și să facem meciuri mult mai frumoase. Taekwondo este un sport de contact și are o istorie de peste 2000 de ani care a început pe insula Coreea, iar din 2000 este considerat sport olimpic.